confirmat pentru a prezenta ordine de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 77 din 2304-2021, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local, în data de 28 aprilie 2021, orele 16, la sediul primăriei Comunei Brâsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor sociale, burse de studii, burse de merit și performanță pentru elevii din unități de învățământ de stat primar și gimnazial din Comuna Brâsănești de sub Bacău pentru semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020 și semestrul întâi al anului școlar 2020-2021. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții în modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Brâsănești de sub Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai, iunie și iulie 2021. Punctul numărul 4. Diverse și dați-mi voie să vă mai treci dispoziția numărul 78 privind suplimentarea unui proiect al ordinii de zi cu privind proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării de lucrări de ameliorare pentru împăduire, pentru suprafața de 1 hectar și 34 de ari, teren neproductiv, situată în tarlaua 18, parcela 1441, respectiv trupul de pășune Canton Borisov, satul Brătești, parte din domeniul privat al Comunei Brâsănești, sub Bacău. Așa, articolul 2. Prelaticul 2 prevede prezintele dispoziții, vor fi adus în legile de către secretarul comunii și vor fi adus ca sănătință publică prin afișare. Discuție la acesta. Să punem spre aprobare ordine de zi. Cine se pune? Împotriva cine? Trece la primul punct al ordinei de zi, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și performanță pentru comunități de învățământ preuniversitar de stat, primar gimnazial din Comuna Brâsănești de sub Bacău pentru semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020, semestrul întâi al anului școlar 2020-2021. Primarul Comunei Brâsănești propune, articolul 1, se aprobă acordarea unui număr de 15 burse școlare pentru semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020, după cum urmează 15 burse de merit acordate conform articolului 8 din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 5576 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare. Se aprobă acordarea unui număr de 30 de burse școlare pentru semestrul 1 al anului școlar 2020-2021, după cum urmează 30 de burse de ajutor social acordate conform articolului 13 litera A și litera C din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 5576 pe 2011, cu modificările ulterioare. Nivelul cuantum pentru bursele școlare acordate în limita fondurilor aprobate cu această destinație din bugetul local al Comunei Brâsănești este următoare. Bursă socială pentru orfani sau bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, copii cu handicap locomotor, articolul 13, litera A din numărul 576, 5576 pe 2011, 150 de lei de semestru. 2. Bursă socială pentru elevi proveniți din familii care nu au realizat venit net minim lunar sau nu dețin terenuri agricole cu suprafață mai mare de 20 mm pătrați în zonele colinare și de șes și de 40 mm pătrați în zonele de munte, 150 de lei de semestru. Burse de merit, 120 de lei de semestru. Articolul 2. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie. Articolul 3. Pentru obținerea bursei de ajutor social, părinții, tutori, legali, instituții, reprezentanți legali a elevilor din ori depun la comisie de atribuire a burselor din unitate de învățământ în temeiul stabilit de acestea o
o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. Articolul 4. Bursele de merit se acordă doar pentru perioada școlară, respectiv semestru 1 și al doilea anul școlar. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, categoriilor beneficiare de ele, care se încadrează în situații prevăzute la articolul 19 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndemn de către domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, și doamna profesor Cristian Rodica, directorul Școlii Gimnaziale numărul 1, Bârsănești. Articolul 6. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contencesc administrativ, legea numărul 557/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Articolul 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare în comisiile legii și se comunică primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, compartimentului contabilitate financiară, venituri, executare și lichidită, resurse umane, directorul școlii, gimnaziale numărul 1 Bârsănești, precum și instituție prefectului județului Bacău. Discuție. Trecem la... Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Dau cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului tehnico-economic și aprobarea confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții în modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Bârsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Bârsănești, județul Bacău, conform anexei numărul 1, devizul general actualizat după cum urmează. Total general actualizat investiții 5.965.235 de lei, din care ce plus eu, 5.357.897 de lei, inclusiv TVA. Articolul 2. Se aprobă asigurarea confinanțării de la bugetul local al Comunei Bârsănești Bacău pentru cheltuielile neeligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, în suma de 303.041 de lei, respectiv inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizarea rețea de drumuri locale în Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 3. Amplasamentele pe care se execută lucrările la obiectivul de investiții în modernizarea rețea de drumuri locale în Comuna Bârsănești fac parte din domeniul public al Comunei Bârsănești. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, Institutul de Prefectul Județului Bacău și Ministerul Lucrărilor Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Locale. Discuții. Supuneți spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem în unanimitate. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Ana Nicolae Cornel ca președinte de ședință. Da, vreau să iau cuvântul pe primarul acestui proiect. Așa cum a sezat și domnul președinte, alegerea președinței de ședință nu se face prin proiect de hotărâre dinainte stabilit cine este. Asta se face la propunerea consilierilor locali, așa spune articolul 123 din codul administrativ. Propunerea se face de către grupurile de consilieri. Pot fi 2, 3, 5, 10 grupuri, câte ori fi, nu știm. Fiecare are dreptul să facă o propunere și se votează fiecare propunere. A venit cu un proiect de hotărâre dinainte, deși, cum să vă zic eu, această sarcină este exclusiv a consiliului local, totuși proiectul emană de la primar, ceea ce este în contradicție cu legea OUG 57/2019 privind codul administrativ. Deci, în consecință, domnule primar, nu este corect a se alege următorul președinte de ședință în format de proiect de hotărâre. El trebuie ales prin vot deschis, așa cum sunt prevăzute în dispozițiile articolului 123 din codul administrativ, așa cum a repetat anterior. Deci,
sarcina revine Consiliului Local să propună, conform grupurilor de consilieri locali stabiliți, noi în Consiliul Local avem două grupuri, PSD și USR Plus, au dreptul să facă fiecare câte o propunere care va fi votată la noi. Da. Atât am avut de spus. Trecem la propuneri. Domnul Ari Claudiu, din partea USR. Grupul ăsta. Dacă e propune și să se alte propune. De la PSD, domnul Ari. Dar nu l-am propus de la. Este propunerea. Păi și din partea grupului PSD, tot. Da. Alte propuneri. Nu. Dacă nu sunt alte, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumim cu felul, deci. Domnul Ari. Nu știu să de acord. Dar trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Dau cuvântul domnului primar pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de lucrări de ameliorare prin împădurire pentru suprafața de hectar 34 de ari, teren neproductiv situat în tablaua 18, parcela 1449, respectiv grupul de pășune Canetonul Horizon, satul Brătești, parte din domeniul privat al comunei Gâsănești, vestul Bacău. Primarul comunei Gâsănești propune. Articolul 1. Se aprobă efectuarea de lucrări de ameliorare prin împădurire pentru suprafața de 1,34 de ari, teren neproductiv situat în tablaua 18, parcela 1449, respectiv grupul de pășune Cantonul Borisov, satul Brătești, parte din domeniul privat al comunei Gâsănești, vestul Bacău. Operațiunile de plantare vor fi efectuate de către UAT Comuna Gâsănești, vestul Bacău, prin compartimentul de servire gospodărie, compartimentul de întreținere reparație de drumuri, precum și beneficiari APS de muncă, ai prevederilor legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată și modificată cu completările ulterioare. Articolul 2. Conducerea neplină a prevederilor prezente hotărâri se încredințează domnul Ane Claudiu Cornel, viceprimarul comune. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii și va fi comunicată primarul comunei Gâsănești de Sâmbacău, compartimentul contabilitate financiară, delicturi efectuare zilită și resurse umane, compartimentul Camera Agricolă, precum și instituție prefectul județului Bacău. Mulțumesc. Discuții. Da, eu. Unii s-au aflat cu parcela asta? Da. Mai exact, mai exact. Dacă ne-au copii, cumva? Nu mai fost acolo. Până am fost implantat puiul. Cum s-a plantat? Da. Da. La dreptul, la golțul. Da. Acolo-i? Da. 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 Ați fost la... Nu, asta e de gravat. Că ne-am plantat. Nu. Mă gândeam pic la Cisneau Popi, acolo. Mi-am primit o sponsorizare de la... La urmie, până la urmă. Ce? La golțul. Cum s-a stat la urmărea unde se află amplasamentul? Punct Bolțun. Punct Bolțun. Așa se spune. Dar aveți parcela, UP, nu știu cât, dar la nu știu cât. Păi așa ne s-o cerut, să identificăm acea parcelă de... Unii vor fi plantați acești puieți. Am primit o sponsorizare de la lecția strictă, la cu 5.000 de puieți de sapă, care a făcut o acțiune, am plantat de 3.000, iar noi fi 2.000. Dacă tocmai sunt sapini, dar ar fi bine acolo la biserică, să punem și acolo niște sapini, cu fulgi și pământul ăla în plăuă. La gumă aia acolo sau nu? Da, vedem. Dacă tot mai rămâne ceva, puieți. Dar le-ați propus un... La biserică. În spatele biserică. În spatele biserică acolo. Să nu se pământul ăla în plăuă. Să nu se pășunează, deci asta e... Dar nu se duce acolo nimeni. Că acolo s-a trebuit, nu mai e rău. La jungoi, de până acolo? Nu, no, prea. Da, trebuie un grijă. Văd mult prea. Să nu arătă ce gunoi peste puie. Da, alte discuții. Dacă nu, supunem votului proiectul. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Mulțumim. Trecem la diverse. Domnul Lazar. Dacă vremea se așează, sperăm ca să se apuce cu balastarea drumului. De la Albede, la Brodosu, la Poiana. După pași, facem acțiune. Așa că. Eu în fază de realizare achiziții, am primit deja o ofertă. Analizăm ofertele și vom realiza, după ce realizăm achiziția, sperăm ca prima săptămână de Bufaști să putem să ne amintim de realizată și să demarăm deja și unul. Așteptăm, dacă timpul e faptul, da, deci da.
Asta am fost la voi, cum facem acolo? Acolo și cu mașina de numeri, eu, cu capul cel de pot, și la acolo, la timp, acolo, să... Care o să iau șansul, la se, toate se. Acolo să-l balastrăm șansul la... Să-l balastrăm, să facem ceva. Eu și pentru mașina de numeri și pentru bani, din sat, acolo, la ceva, să spun. Da, da. Să punem balastul acolo și acolo, trebuie să găsăm o... Tăiem un pic din... Ori de ei, de alea, acum se îndreptare, acolo, acolo și mașina de numeri și un camion, când vine, acolo se chinuie, oricum. Asta am fost la urmă. Care e soluția pe care o putem? Minim, la față, care-i soluția? Îmi taie la... Trebuie să vorbesc tot cu cineva, care vedem să-mi taie cu... Un disc, un atac, un pic ca anul se scoate, ca unui problem. Dar există un proiectare care îi spune. Proiectare care îi spune. Proiectare care îi spune. Și care trebuie. Pentru că ei au făcut lucrarea în funcție de proiectul pe care l-au avut. Eu să zic că eu sunt bun așa de făcut. Dacă ei îmi răpus, rămas așa. Corect. Poate trebuie să vedem și curățul, să găsim acolo. Și acolo un tensul care o să iau la biserică, acolo, șanță. La biserică, unde sunt din asta? De la vinerea de acolo până la Copacic acolo. Dar nu mai încoare Copacic, cum? Da, găsim, curățul. Acolo e foarte strâng și acolo e trafic acolo, dar acum știți. Nu-i prima dată sau... Da. Da. Altă problemă? Altă. Să luăm de acolo, luăm unde acolo. Da. Domnul Miro. Nu. Nu știu. Domnul Vice? Nu. Vreau să vreau să se văd parcare. Cum? Multe. Din atașa super. Care să ne aducă multă lumină în case, să ne bucurăm de ele de un cu cei dragi, să ne fie de folos, să vă dorim pascarea noastră. Încă și eu de soviet, ca președinte aceeași urătă. Mi-am luat tot de vice înainte, cum trebuie să vă luăm vice înainte. Deci e o problemă, să-ți vine vine de oricare. Mulțumim de participare. We'll be right back.